Salut, omul viitor de frumos, sunt Alina Mitaroi și bine ne auzim cu un articol nou pe alexazenes.com. Azi o să ne jucăm puțin cu o carte de o felicitare. Cu alte cuvinte, o felicitare mi-a venit din nou pofta, să zic așa, odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, mi-a venit pofta să încerc din nou o felicitare de genul acela pe care l-am mai făcut acum vreo 2 ani. Genul pop-up. Sunt anumite felicitări foarte, foarte, foarte interesante și mai apucă din când în când inspirația și mă uit pe internet la filmulețe de genul acesta. În ideea de a ne juca puțin și de a face un cadou eventual unui prieten, mă rog, unui membru al familiei, depinde cui vrei să-i faci o felicitare frumoasă, am zis că e momentul absolut potrivit pentru a ne juca cu culorile și hârtia. Nu am hârtie colorată, tot ce am văzut pe internet folosește hârtie colorată, eu n-am la îndemână momentan și am zis că o să ne descurcăm cu ce am, prin casă și am găsit blocul acesta de desen Canson Image, Mix Media, pentru Mix Media, 200 grame, un A4, o singură foaie am folosit, am tăiat. O să spun și dimensiunile, o să măsor la un moment dat și o să pun pe ecran. O să adaug dimensiunile acestui foi. Și am nevoie de cât de genul acesta. Cât are? O să pun dimensiunile. Ideea e că ai nevoie de o bucată de genul acesta mai măricică și încă una de genul acesta. Asta e în plus, am zis că în caz de că greșesc ceva să am un locuitor. Foaia respectivă o să îndoi pe jumătate, apoi încă jumătate pe prima pagină și obții genul acesta de felicitare, să zic așa. Eu mi-am mai tăiat puțin și vârfurile, nu știu, mi s-a părut interesant să am vârfuri rotunjite și m-am jucat puțin cu foafeca mea, bineînțeles. N-am cine știe ce instrument de rotunjit vârfurile. Le-am rotunjit frumos și acum mă joc puțin cu imaginea pentru felicitarea. Am la îndemână mai multe idei, dar una din ele care mi-a plăcut cel mai mult este un cerb. Și asta o să facem azi. Pentru a colora imaginile mele am ales de data asta un tuș acrilic de la Jminke. O să las probabil un link sub filmuleț dacă mi-aduc aminte, dacă nu mi-aduc tu aminte de unde l-am luat. Mi se pare foarte, foarte interesant. Este undeva între acrilice și acuarele. În sensul că se pot obține detalii foarte, foarte interesante cu ele. Sunt mult mai ușor de controlat decât acrilicile clasicile. Dar și sunt opace, spre deosebire de acuarele. Asta mi se pare foarte interesant. Opace și la odată ce se usucă, sunt permanent, evident, nu se mai pot folosi, dar în același timp se poate picta deasupra fără să îți fie teamă că culoarea de deasupra o să interacționeze cu cealaltă de dedesubt, odată ce e reactivată, cum e în cazul acuarelelor, bineînțeles. La un moment dat poate o să-ți fac și un filmuleț pe tema aceasta, mi se par foarte interesante culorile respective. De data asta însă, hai să ne jucăm puțin cu felicitarea, am ales ceva cât se poate de simplu. Prima dată când am făcut acum 2 ani, am avut tendința să mă complic foarte, foarte mult.
mi-a plăcut rezultatul final, dar m-am complicat mult prea mult. Și cu formatul felicitării și cu pictura în sine, bănuiesc, erau toate numai bucățele, a trebuit să le pun cap la cap, era un puzzle întreg, dar trecută. Interesant și dacă ai răbdare, dar n-am vrut să mă mai complic de data aceasta. Ca temă pentru pictură, pentru fundal, am ales un cer cu niște nori albi, foarte simpli. M-am jucat puțin cu dimensiunea lui, n-am vrut să fie chiar traj la indigo toți, dar în mare parte sunt foarte, foarte simpli. I-am făcut forma în creion, într-un creion mecanic și am pictat pe lângă ei cerul albastru. După cum vezi pe paletă, am decât un alb și un albastru și am amestecat un albastru foarte, foarte deschis și pun o pată plată pe toată suprafața, având grijă să ocolesc, bineînțeles, în orișorii respectivi. Spre deosebire de mine, aș fi să folosești o linie cât de cât mai subțire pentru creion, astfel încât să arate mai bine, să se mai vadă linia respectivă. Eu nu mi-am bătut foarte tare capul, nu mă deranjează foarte mult, dar ca idee. De aici mă apuc de cerb. Cred că un cerb. Data trecută nu știu dacă a fost cerb sau ren. Rămâne de văzut. De data asta e un cerb. Nu e primul cerb pe care îl fac. Am mai făcut un filmuleț la un moment dat. Mi-a plăcut foarte, foarte mult cum a ieșit atunci. Și am zis că neapărat e un animal pe care aș vrea să-l mai fac. Și eventual să-l mai folosesc cu diferite ocazii. Am vrut să mă joc puțin și cu coarnele lui, să adaug niște globulețe cumva pe cornițe. Ce-i drept, la final speram să fie puțin mai colorat. Eu m-am folosit de o fotografie. Am mers pe genul mai aproape de realism decât de cartoonish. Dacă vrei neapărat gen cartoon, desen animat, ceva mai stilizat, probabil o să găsești și ceva mai colorat decât ce am făcut eu de data aceasta. Oricum, asta e una de variantele pe care le poți folosi pentru cartea respectivă. Cum ți-am spus la început, am vrut să fac mai multe variante. Am mai rămas cu o bucățică din foaia 4 pe care am folosit-o. Și însă am două variante de data aceasta și aleg la final ce mi se pare mai potrivit pentru cartea respectivă. Așa că am de ales, sau ai și tu de ales, între un cerb și un om de zăpadă la final. O să vezi și ce am ales eu în final. Ca idee însă, nu e neapărat nevoie să te limitezi la aceste două variante, adică să mai pot face globulețe, mai pot face un pom de Crăciun, un bol din acela cu, cum îi zice, mă, un bol cu zăpadă, așa. Sunt multe lucruri de făcut, decorațiuni pentru Crăciun, un moș Crăciun dacă te bagi la genul acesta de lucruri. Așa am făcut eu în prima variantă, cu 2 ani. Un moș Crăciun și un ren, pentru că știu, și cu un teanc, un braț de cadouri. A fost foarte interesant în final. Dar te poți juca. Ideea e că te poți juca și în final, cum spuneam, poți să faci mai multe variante și alegi singur ce crezi că ți se potrivește mai bine pe fericitarea respective. Ca și în cazul bazei pentru felicitări, mi-am dat seama că am folosit creionul mult prea... Am făcut linii mult prea groase pentru desen și am zis să încerc cât de cât să șterg din mare parte din linie. Chiar dacă sunt opace sau semi-opace culorile respective, tot mi se pare cam nepotrivită linia aceea foarte pronunțată.
Și am ales să șterg cât de cât linia înainte să mă apuc să pictez. Mai ales culorile acelea deschise au tendința să fie puțin semi-transparente, chiar dacă sunt e un tuș acrilic. Am început cu globurile. După cum am observat, am pe paletă un roșu, galben și albastru, alb și negru. Cam cu astea folosesc eu. Dacă nu folosesc paleta mea de acuarele, care are vreo 20 și aproape 30 de culori, și am de unde alege. Când folosesc tuș sau acrilice, folosesc de obicei culorile primare, roșu, galben, albastru, alb și negru, nu culorile, alb și negru. Având în vedere că am vrut să fac niște globuri cât de cât vibrante, am început cu ele, fiindcă aveam deja culorile pure pe paletă. Odată ce o să încep să amestec din ele, puțin probabil să le mai găsesc în aceeași stare. Ca să dau și puțină dimensiune globului respectiv, am avut grijă să pun și o puțină umbră și un punct de alb deasupra, astfel încât să pară că au o leată de dimensiune și au o puțină strălucire, să zicem. Odată ce am intrat pe cerb, când m-am apucat să pictez cerbul, însă a trebuit să amestec ceva griuri colorate. N-am mai pus și fotografia, dar găsești pe internet foarte multe fotografii. Depinde, cum spuneam, dacă vrei să mergi pe un cerb realist sau unul nu unul semi-realist, mă rog, mai cartooniș, mai apropiat de o păpușă. Nu știu. Depinde de ce alegi, poți să alegi și culorile respective mai vibrante sau mai puțin vibrante, bineînțeles. Eu am mers pe ceva realist și am încercat pe cât posibil să nimeresc nuanțele potrivite. Sunt niște griuri colorate, din cât am observat în fotografii, cam astea am folosit. Alb-negru și un maro. Un amestec între ele. Și am avut grijă să... Având în vedere că sunt culori acrilice, am avut, să zicem, norocul, că am putut să revin cu detalii. Mi-a luat ceva timp până am nimerit exact detalii potrivite, să mi se pară... să-mi placă rezultatul final. Și cu coarnele m-am jucat puțin, nu știu cât de mult se vede în filmuleț, dar m-am jucat cu griu colorate, nu e doar negru acolo, chiar dacă te pare destul de plat. Am încercat pe cât posibil să adaug și ceva maro și puțin alb în zona, în partea de sus, astfel încât să creezi o idee de dimensiune pe ele. Am tendința asta să merg destul de aproape de realism. Totuși, e un semi-realism ceea ce fac eu de obicei. Și am mai revenit cu câteva detalii, astfel încât să dea senzația că e cât de... are o blană. Are păr blană pe el, cerbul respectiv. Să mă joc puțin cu texturile respective. Am mai pus câteva zone de lumină. Iar apoi m-am jucat puțin. Uite, vezi, genul ăsta de lucruri le poți face mult mai ușor cu un tuș acrilic spre deosebire de un de un acrilic normal. Genul acesta de linii și detalii. Mai ușor de realizat. Cred că trebuie neapărat la un moment dat să vorbesc mai mult despre tușul respectiv acrilic. Mi se pare foarte interesant, nu l-am folosit foarte mult, dar e absolut genial pentru ilustrat și chiar îl recomand. Poate în combinație cu acuarele, că nu cred că poți. Se poate face un oarecare efect de acuarele, dar nu la fel de frumos ca originalele, adică culorile acuarele originale.
Mai trebuie să mă mai joc cu ele. Vedem ce pot obține. A doua variantă pentru felicitarea mea am fost să fie ceva mult mai simplu. Mi s-a părut prea serios cerbul respectiv pentru felicitarea. Am o felicitare foarte, foarte simplă și un cer la care am migălit destul de mult. Și pare puțin prea serios pentru felicitare. Mi se pare că nu se potrivesc. Și am zis că trebuie să fac și varianta a doua. Am vrut un om de zăpadă vesel, cu o căciulă colorată. Vând în vedere că el e alb, am zis că trebuie să adaug și ceva interes pe el și am pus o căciulă colorată. Și cu trecerile acestea între nuanțe, între culori roșu, galben, albastru și după aia roșu, m-am jucat puțin și cu textura și am adăugat câteva linii astfel încât să se vadă că fesul respectiv e tricotat. Asta ar fi centru de interes în toată imaginea, lucrul unde pot pune cele mai multe detalii și care atrage atenția, bineînțeles, fesul respectiv. E mult mai simplu de realizat. Dacă nu ai timp la dispoziție sau dacă pur și simplu ai o natură mai jucăușă și mai relaxată, omul ăsta de zăpadă chiar mi s-a părut foarte, foarte interesant. În final, m-am jucat și cu un nas, bineînțeles, din morcov și câteva umbre. Iar la final a trebuit să aleg între cele două. Așa cum am bănuit încă de la început, cerbul acela nu mi s-a părut că mi se potrivește pentru fericitarea respectivă. Nu e nimic, adică la un moment dat probabil o să-l pun undeva într-un cai de schițe. Cred că acolo o să ajungă cerbul respectiv. Am ales în final să pun omul de zăpadă. Pentru a lipi desenul de felicitare am ales un scotch dublu adeziv. Mi se pare cel mai potrivit, pe ăsta îl folosesc eu de fiecare dată când am ceva de lipit. Este mult mai rezistent decât majoritatea tuburilor de lipici pe care le folosesc de obicei. Și în plus nu îndolează hârtia. E foarte ușor de realizat genul acesta de lipit. Da. Cam atât pentru ziua de azi. Până săptămâna viitoare îți urez spor și inspirație. Și dacă nu ești abonat încă pe alexuțenescu.com sau pe YouTube, ai pe YouTube butonul de abonare și clopoțelul ca să fie anunțat imediat sub filmuleț. Iar pe alexuțenescu.com ai în dreapta formularul de abonare cu numele și adresa de mail. În felul acesta o să fii printre primii anunțați când apare un articol nou pe canalele mele. Bun, până data viitoare, cum spuneam, îți urez spor și inspirații și ne auzim cu un articol nou săptămâna viitoare. Pa!